Cât timp afară temperaturile sunt încă generoase, angajații grădinii zoologice sunt în pregătiri pentru sezonul rece. Pentru confortul pelicanilor, de exemplu, îngrijitorii au amenajat o încăpere specială. Volierul unde se adăpostesc pelicanii este gata pentru sezonul rece. Pe jos au fost puse paie, au fost instalate becurile cu lumină infraroșie, iar aici este un bazin în care va fi mereu apă caldă. Deocamdată, păsările sunt ținute încă afară, așa cum vremea permite acest lucru. Acest volier este acoperit cu polipropilen, un material special care oferă posibilitatea de a pătrunde razelor solare și totodată de a încălzi sistemul de ventilare. Și pentru alte viețuitoare se creează condiții. În volierul suricatelor a fost pus mult nisip, iar becurile cu lumina infraroșie păstrează temperatura de 20 de grade. Volierul suricatelor este amenajat cu construcții în interior din termopan, care oferă posibilitatea vizitatorilor de a le vedea și în perioada rece anului. De multă atenție are parte și crocodilul, pentru el va fi amenajată o încăpere în interior, la fel se va întâmpla și în cazul maimuțelor, care încă îi bucură pe vizitatori cu jocurile lor năstrușnice. Volierile maimuțelor și papagailor vor fi acoperite cu peliculă, ceea ce va oferi posibilitatea de a menține căldura în ele. Și ele probabil că o să iasă afară, anume când o să fie mai cald, soare, dar oricum pe noapte o să se afle în volierile de iarnă. Cei mai mulți dintre copii ne-au spus că, anume pentru a vedea maimuțele, au venit astăzi la zoo. Mie ne plac mai mult monetele. Ce ți-a plăcut? Обезьяны. А почему? Потому что они самые прикольные. Când temperaturile vor coborî sub 0 grade, atunci papagalii, maimuțele, dar și alte animale vor fi duse la adăpost. Astfel, vizitatorii nu le vor mai vedea pe timpul iernii.